Primarul Sucevei Ion Lungu a transmis un apel public către noul prefect al județului Mirela Domnicăi, guvern și parlamentarii suceveni pentru a-i acorda sprijinul necesar în demersurile pentru transferul a 156 de hectare de pădure din proprietatea Romsilva în cea a municipalității. El a făcut referire la transferul parcului Șipote, respectiv 50,56 hectare, în zona cetății de Scaun a Sucevei, dar și a unei porțiuni de 105,72 de hectare din pădurea Zanca. Prezent sâmbătă la ceremonia de investire a noului prefect al județului Suceava, Mirela Domnicăi, primarul Ion Lungu a precizat că nu poate să rateze această ocazie pentru a face un apel public de sprijin al primăriei în demersurile de a transfera cele două suprafețe de pădure. Vă rog să mă sprijiniți, să fac un apel la toată lumea și cei la masă, domnul ministru agriculturii, domnul director general de la mai, parlamentarul Suceava, domnul președinte al PSD, domnul Stan și a toți parlamentarii de Suceava. Așa cum se știe, noi avem o mare problemă la Suceava. Suntem în faza de a transfera 156 de hectare de pădure la municipiul Suceava, care este pe raza municipiului Suceava, 50 de hectare la cetate, 110 hectare în zona Zanca, necesare pentru a îndeplini condiții de avizare a publicului, pe de o parte, pe de altă parte, de a dezvolta niște zone de agrement în municipiul Suceava. Am nevoie de sprijinul dumneavoastră, fac un apel public, este nevoie de o lege în Parlament. Am acordul de principiu la Romsilva și vreau să cred și să mă bazez pe sprijinul dumneavoastră. Primarul Lungu a anunțat recent că își dorește ca Prefectura Suceava să convoace o ședință comună cu toți parlamentarii suceveni pentru a sprijini demersul municipalității de a transfera cele aproximativ 156 de hectare de pădure. Primarul Lungu a propus ca dată pentru această întâlnire ziua de vineri 17 martie.